Despre un traducător prin sufletul căruia a trecut pârjolul lui Faust, se poate presupune că are într-adevăr ceva de spus despre problema traducerii poeziei dintr-un grai într-altul și în general despre problema traducerilor în condițiile concrete ale literaturii noastre. O pasiune arzătoare pentru traduceri a existat cândva la noi, în perioada de formare a limbii literare moderne dinainte de Eminescu. Dar roade valabile n-au rămas din acea epocă. Mai târziu, pe timpul lui Alexandrii și Eminescu, poeții și-au închinat zelul aproape exclusiv creației originale. Un Coșbuc, un Iosif au tradus mult și onest, dar aceasta a fost prea puțin. Traducerile erau lăsate în grija diletanților. Așa s-a ajuns la situația deplorabilă că până de curând noi nu aveam decât vreo câteva traduceri de înaltă calitate. Iliada lui Murnu, Peer Gynt lui Adrian Maniu, o seamă de poezii traduse de Filipide. O literatură ce are de plină conștiință a misiunii sale nu aspiră să devină numai un ansamblu de creații originale. Orice literatură trebuie să devină și o oglindă a literaturii universale. În limba germană există un asemenea univers, în limba rusă de asemenea și chiar în limba maghiară. În literatura germană, uriași ai poeziei, precum Goethe, Hölderlin, George sau Rilke, și-au închinat o mare parte a activității lor tălmăcirilor. Ni se spune că în limba engleză ar exista vreo 200 de traduceri după Faust al lui Goethe. Să împlinesc zilele acestea tocmai 5 ani de când doi membri ai Uniunii Scriitorilor din țara noastră, venind la Cluj, mi-au spus că la București s-a luat inițiativa unor traduceri masive din Shakespeare. Cei doi scriitori mă întrebau dacă n-aș fi dispus să traduc și eu o piesă de Shakespeare. Am răspuns numai decât da, și anume pe Hamlet. Mi s-a răspuns, Hamlet e dat altui scriitor, dar s-ar putea Macbeth. Nu am nimic împotrivă, dar în cazul acesta parcă aș prefera totuși pe Faust de Goethe. Îmi vine, cred, mai bine. Nu mă gândisem niciodată înainte să mă încumet vreodată la traducerea acestei mărețe opere poetice. Dar impetuozitatea inițiativei ce s-a luat la București în vederea traducerilor din mari clasici s-a întâlnit într-un moment fericit cu admirația ce o aveam dintotdeauna pentru Faust. Întâlnirea celor două electricități mi-a transformat creierul în uzină. Am lucrat 3 ani la traducere. Problemele ce mi s-au pus în legătură cu această traducere erau de o diversitate deconcertantă. Dificultățile ce mă întâmpinau mi se păreau de multe ori de netrecut. Însăși multitudinea formelor poetice ce își dădeau întâlnire în această operă ca în arhitectura unei catedrale la care s-ar fi lucrat sute de ani, cu schimburi de generații, și cu suprapunere de stiluri, era descurajantă de multe ori, dar și un aprig stimulent în vederea lucrării ce doream să duc la capăt. De la început mi-am dat seama că în transpunerea lui Faust trebuia să utilizez toate resursele limbii noastre literare curente. 2 mari izvoare îmi stăteau la îndemână. Graiul popular sublimat în limbă literară și neologismul. Mi-am propus să fac în traducerea mea, după cerințe, uz atât de expresia neaușă, plastică, plină de iz și de atmosferă, de origine poporană, cât și de neologismele ce urcă treptele tuturor abstracțiunilor. Cât privește întrebuințarea cuvântului neauș, plastic sau de atmosferă, mi-am combătut singur o ambiție. Trebuia să înving ispita ce face încă atâtea victime printre scriitori de a recurge la cât mai multe cuvinte locale sau regionale.
Am găsit că o asemenea aspirație trebuie retezată în fața lui Faust. Străduințele mele nu mergeau atât spre vocabularul îmbelșugat, cât spre întrebuințarea nuanțată, neobișnuită uneori, a unui vocabular de circulație generală printre români. Ceea ce urmăream nu era cuvântul pitoresc, rar, a cărui semnificație trebuie căutată în dicționarul limbii, ci îmbinarea nouă de cuvinte care umblă în toată obștea românească. Foarte rar m-am abătut de la acest criteriu în traducerea lui Faust. Sunt nespus de puține cuvintele regionale sau locale pe care m-am văzut nevoit să le întrebuințez. Traduceri au mai existat. Gorun a tradus partea primă, Soricu pe Faust în întregime. O altă traducere se datorește Laure Dragomirescu. Mai sunt și alte traduceri. Trebuie să mărturisesc însă că traducerile existente nu mi-au fost de niciun folos pentru lucrarea mea, din diverse pricini asupra cărora nu vreau să stăr. Lucrez la Biblioteca Academiei la filiala Cluj. În această calitate am avut timp să duc la capăt opera la care am lucrat cu o pasiune și cu o bucurie ca la o operă originală. Traducerea mea a apărut într-un tiraj de 25.000 de exemplare. La București, ediția s-a epuizat în 3 zile. La Cluj, în câteva ore. Încât tirajul, enorm în comparație cu tirajul din alte vremuri al cărților de atare natură, s-a dovedit cu totul insuficient pentru acoperirea cererilor. S-a dovedit cu aceasta odată mai mult că publicul nostru este astăzi însetat de literatura clasică într-o măsură cum nu a fost niciodată înainte. Lucrez tot în sectorul traducerilor pentru editura de stat. Am terminat opere alese de Lessing, marele luminist german din secolul al XVIII-lea. Poemul dramatic Nathan înțeleptul al acestui scriitor va apărea în traducerea mea peste câteva zile. Iar mai târziu vor apărea operele alese în care intră câteva piese de teatru, Laocoon, Dramaturgia de la Hamburg și alte lucrări ale acestui clasic german. Tot pentru editura de stat am pregătit și pregătesc un volum de tălmăciri din lirica universală. Nu e vorba chiar de o antologie, ci doar de un volum cuprinzând vreo 60 de poezii alese din lirica universală, începând cu vechii egipteni. Intră în acest volum tălmăciri din poezia triburilor primitive, din Oceania și America, din poezia chineză, din greaca veche, din persană, și apoi din poeți ca Dante, Petrarca, Michelangelo, Shakespeare, Villon, Ronsard, Goethe, Schiller, Hölderlin, Heine, Pushkin, Lermontov, Keats, Edgar Allan Poe, Whitman, Palamas, Adi Endre, Rilke, Paul Valéry, García Lorca, Jesenin și alții. Criteriile după care am ales poeziile sunt pur poetice. N-am pus și nu pun în volum decât traduceri care se citesc ca niște creații în grai românesc și care nu fac deloc impresia că ar fi traduceri. Nu pot decât să aplaud cu toată căldura inițiativa editurii de stat și a celorlalte edituri de a umple acest gol al literaturii noastre. Publicul nostru cere cu insistență clasici și oficialitatea a înțeles acest apetit. De un timp au apărut în vechi traduceri revizuite Iliada și Odiseea. S-a dat drumul Divinei Comedii a lui Dante în traducerea lui Coșbuc, care conține cel puțin câteva fragmente prin care poetul ardelean s-a depășit pe sine însuși. Traducerea a avut un mare succes de librărie. Au apărut și continuă să apară opere de Shakespeare, Goethe, Schiller, Molière, Balzac, Dickens și de atâția alți clasici universali.
Traducerea a fost luată din mâna amatorilor ocazionali, fiind dată în grijă celor mai distinși meșteri ai condeiului. Dacă aparițiile vor continua în același ritm ca în ultimii 2 ani, vom reuși în scurt timp să avem și în grai românesc mult așteptatul univers despre care vorbeam la începutul acestui interviu. Nepănuite sunt încă efectele de fecundare ce vor decurge din prezența în limba noastră a literaturii universale. Ele sunt incalculabile. Le salutăm de pe acum cu tot entuziasmul ce se cuvine făpturilor care încă nu s-au născut.